Salut tuturor, Steve aici! Astăzi vreau să vă povestesc pe scurt cum am ajuns să lucrez în intermediul designului și totodată cum am ajuns să lucrez din intermediul Temirce, formând această echipă minunată. Totul a început de când eram mic, eu fiind pasionat foarte mult de calculatoare. Pe baza calculatoarelor am încercat de fiecare dată să-mi găsesc un job pentru viitor, deoarece părinții mei mereu mă sfătuiau să-mi găsesc job-uri pentru viitor. Am încercat să mă duc înspre programare, înspre tot felul de chestii legate de IT, însă, din păcate, matematica nu a fost de mine, iar informatica cu atât mai mult. Tangența cu lumea designului am avut-o acum aproximativ 5 ani de zile, dacă nu mă înșel. Cum toată lumea face YouTube în ziua de astăzi, pe vremuri, eu împreună cu niște prieteni ai mei virtuali, am încercat să facem tot felul de videoclipuri amuzante legate de lumea gameplay-urilor pe YouTube. Însă, canalul de YouTube, ca și în zilele de astăzi, are nevoie de o înfățișare, iar printre noi, nimeni nu se știa cu Photoshop, nimeni nu se știa cu Illustrator, nimeni nu se știa cu orice tool de editare sau de design. Iar acel cineva care a rămas să învețe am fost, bineînțeles, eu. La început am încercat să folosesc tot felul de tool-uri gratis online, însă, din câte se poate considera, calitatea îl lăsa de dorit. Însă, eu am fost pasionat de acest domeniu și de aceea am decis să mă dedic. Ca și în zilele de astăzi, YouTube-ul este una dintre cele mai mari rețele de socializare care există. Aici am încercat să găsesc tot felul de tutoriale care să mă ajute în aventura mea, deoarece îmi era lene să învăț de la zero toate tool-urile posibile sau, mai bine spus, toate programele din incinta Adobe. Am încercat să descarc template-uri găsite pe YouTube și să încerc să mi le personalizez din punctul meu de vedere, însă, ca de obicei, făcând acest lucru, nu vei învăța poate doar basic-urile și nu te vei dezvolta. Problema mea principală a fost că nu mă focusam pe un anumit program. Vorbesc aici despre Adobe Illustrator, Photoshop, After Effects, Premiere Pro, Cinema 4D. Toate aceste programe încercam să le folosesc, însă nu mă specializam pe niciunul dintre ele. Înainte să aflu de TMC, am încercat să-mi creez o imagine proprie. Nu știam neapărat că sunt designer sau că vreau să mă fac designer, însă știam că vreau să lucrez în domeniul de creativitate. Fie că este videografer, fie că este designer, fie că este regizor, fie că este editor, toate lucrurile acestea știam că doresc să le fac în viață și pur și simplu mă axam pe ele. În acest timp am încercat să formez și o echipă de tineri care să se axeze pe aceste domenii, însă, din păcate, deoarece am fost foarte mici, nu ne-am ținut de treabă și toate lucrurile au luat-o alandala. Însă, în clasa nouă, când numai ce începusem liceul, am aflat de Coder Dojo, un loc în care toți tinerii pot să vină și să învețe diverse lucruri ce îi interesează. Prima oară am început cu C++, deoarece majoritatea liceilor cer acest limbaj. Însă, după o lună, m-am transferat la design, deoarece știam basic-urile și voiam să progresez și mai mult. Țin minte și în ziua de astăzi că primul task pe care l-am primit în acea oră de design a fost să realizez un website ce se ocupă cu transportul betonului amprentat. Mentorilor le-a plăcut site-ul pe care l-am realizat, iar fără să știu, sau mai bine spus, într-o clipită, am fost introdus într-un proiect realizat de Rotary, care avea să aducă o sponsorizare de 4.000 de euro pentru Coder Dojo. Membrii echipei ce au dus la bun sfârșit acest proiect au fost de fapt foști ninja ce s-au dezvoltat atât personal cât și profesional pe tot parcursul anului în care s-a lucrat. În vizita noastră am descoperit că ne înțelegem foarte bine cu cei ce se aflau deja în cadrul TMC, iar de acolo am pornit spre realizarea unui nou Coder Dojo. După aproximativ o lună de redecorare și reorganizare, a venit și prima zi Coder Dojo, care a fost un succes. Personal, recomand Coder Dojo pentru toată lumea ce vrea să învețe lucruri noi despre un domeniu focusat de ei înseși. Apoi, mai târziu, în incinta TMC-ului, am reorganizat echipa dintre mine, Robert și Laurențiu, la care ni s-a alăturat și Cezar, formând CoopMate. CoopMate a fost o echipă de design realizată pentru a îndeplini diverse sarcini legate de acest domeniu pentru diversi clienți. În primul an de CoopMate am dezvoltat foarte bine echipa. Mulți dintre noi și-au descoperit noi talente și și-au format skill-urile mult mai bine. De asemenea, am făcut fericiți și foarte mulți clienți. Echipa CoopMate într-un final s-a desființat, deoarece majoritatea dintre noi aveau diverse proiecte personale pe care voiau să se focuseze. Ne ajutăm și în zilele de astăzi totuși cu proiecte mult mai mari, păstrând spiritul de echipă ce ne-a unit în primul rând. În ziua de astăzi, personal lucrez ca freelancer cu mult mai mulți clienți pe care i-am dobândit fie de la CoopMate, fie personal. Totuși,
totuși. Dacă v-a plăcut această poveste, nu uitați să dați un like, un subscribe și un share canalului Temir C.